bază frumoasă, bă. Bravo, bravo. Bază excepțională. Nu este pe călările de 1 aprilie. Astăzi se joacă Der Klassiker, clasicul Germanii între Bayern München și Borussia Dortmund. Două dintre cele mai puternice cluburi din istoria campionatului Germaniei. Astăzi locurile 2 și 1, pentru că Borussia Dortmund este pe 1 cu un punct în față, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Campioana record, Bayern München, evident, vrea să repare acest fapt, cu 75.000 de oameni în spate, dar totuși nu va fi o misiune ușoară. Allianz Arena este pe cât se poate de pregătită, mai sunt 6 ore până la meci, de asta nu este încă niciun fan în tribune, dar la 6:30 va fi absolut plin. Dacă vă trebuie cumva gătar vara asta, știți de unde s-o dați. Xabi Alonso a jucat pentru Bayern câțiva ani, apoi a bătut-o pe Bayern ca antrenor al lui Leverkusen și prin asta l-a demis pe Julian Nagelsmann. Ultima dată când a câștigat Borussia Dortmund pe acest teren în campionat a fost în 2014 și atunci nu a mai contat pentru că Bayern era deja campionă. Vedem, acum am mai zis, este un punct între Dortmund și Bayern, va fi foarte dramatic. Bayern sigur va ataca pentru că trebuie să recupereze un punct, sigur va fi un meci frumos, zic eu. Lumea este pregătită, bineînțeles, fanii lui Dortmund, fanilor lui Dortmund nu le place deloc pentru că Thomas Tuchel a venit la Bayern, a realizat foarte multe chestii cu Borussia Dortmund, dar da, a venit la marea rivală. Foarte curios ce poate face după 3 zile de antrenament. Bayern München und Borussia Dortmund. Uitați-vă! Hai de capul meu! Și așa dai în gol de la vreo 50 de metri! Uva de cara!
șocat, efectiv. Incredibil. Ce pasă! Ce pasă! Măcar la o chestie să se să se înțeleagă fanii celor două echipe, ambele înjură Federația de Fotbal. Ca la noi. Cât de aproape. Mai știe să prindă nimeni, Stepane, mai știe. Nu uitați. Se dă gol din faza asta. Nu se dă gol din faza asta. Ok,
Deci. M-am uitat la rolare, n-a fost nimic. A, nu ne cază. Este pauză! Care am trăit 3 la 0, frate, incredibil. 3 la 0 pentru Bayern. Îți revine oare Dortmund? Nu cred. Nu cred. Vedeți câți fani au cei de la Dortmund aici în stadion. De obicei, echipele oaspete primesc locuri doar în inelul ăla. Dar Borussia Dortmund a primit și în ăsta de al doilea, da? Deci au venit foarte, foarte mulți. Bine, evident, este printre cele mai iubite echipe din țară, dar na, vă dați seama. Cât au făcut acea excepție să extindă atât de mult locurile de oaspeți, mi se pare o chestie foarte tare. Exact cum trebuie, fanii Borussiei nu pleacă acasă. Continuă să cânte. Vedeți cum se mișcă? Penalti pentru Borussia Dortmund. Aici începe comeback-ul, o să vedeți. Am zis 4-1, mai sunt 20 de minute, fără prelungiri, se face 4-4. Come on.
Mai zis că nu se mai face 4-4, că nu mai e timp, dar e 4-2. Poate. Ce meci, ce meci am văzut. Clasicul Germania, a văzut 6 goluri, dintre care unul de la vreo 60 de metri, că era din propria jumătate. Un penalti, o Bayern foarte dominantă, mai ales în prima repriză, mai ales după acel 1-0. Un meci foarte tare, pe care l-am trăit pentru prima dată din stadion. Un meci super. Dacă v-a plăcut clipul, dacă vreți să mai vedeți astfel de clipuri pe canal, abonați-vă neapărat la canal, dați un like ca să văd că chiar v-a plăcut și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, link-ul este jos în descriere. Până una alta, ce putem spune decât hai la stadion! Shut up!